cel vechi de zile, îl vedem și înger luminat în lumina cea pururea fiitoare. Și de ce îl vedem acea? S-a sculat, nu este aici, nu-l căutați cu cei morți. S-a suit în lumina cea pururea fiitoare, unde nu mai încape una de schimbare, adică stricăciunea păcătoșenilor. Dar s-a dus cu un motiv, nu s-a dus să se plimbe. Să ducă pe scaunul Tatălui firea noastră omenească desăvârșită, sau într-un cuvânt pământesc pe înțelesul vostru, să trăiești, Tată, am îndeplinit porunca ce mi-ai dat-o. Deci, ți-am îndeplinit din dragoste ascultarea de rob, făcându-l pe robul tău pierdut și căzut împărat. Deci de aceea a venit Hristos pe pământ. Nu să moară, să se dea de granda că a fost însulițat în coastă sau bătut cu bice, ci a venit să moară pentru noi toți și a noastră mântuire. N-a fost o moarte singulară, trufașă, vai, a murit Fiul lui Dumnezeu, plecați-vă, nu, a murit pentru noi, nu pentru El. N-avea nevoie de moarte. El a îmbrățișat moartea, nu s-a speriat de ea. Unde-i moarte, boldul tău? Așa a fost întrebată moartea. Și ea, fiind ateie, că avea rădăcină în diavolul, a fugit cât colo. S-a ascuns în fundurile iadului și s-a topit. Și mergem la un alt tropar frumos. S-a temut Adam, Dumnezeu umblând în rai atunci. Deci iată ce frumos. Iar acum s-a bucurat că ai venit la iad, căci căzând atunci, acum s-a ridicat. Deci iată ce frumoasă este taina capitolului 1 afacerii, proto-evanghelia părinților noștri. Iar tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Iată cât de simplu. Atunci Adam s-a ascuns și a fost rușine de Dumnezeu. S-a văzut gol, s-a văzut animal, s-a văzut în piele cu poftă, s-a acoperit de rușine cu frunze de smochin și s-a ascuns de fața lui Dumnezeu, dar mai mult s-a temut de Cel care l-a creat. Vedeți cât dezechilibru drăcesc aduce diavolul? Și așa și în lumea reală. Când ți-e frică, noaptea-i dracul lângă tine. Când nu te temi, noaptea-i Hristos în inima ta. Deci aceasta este frica care a avut-o Adam în noaptea căderii întunecate a rațiunii sale. Și aceasta este bucuria pe care a avut-o Adam. Și de ce v-am spus lucrul ăsta? Nu la întâmplare. Cum era în iad? Noaptea. Cum era în iad? Întuneric. Iar cei din iad, văzând lumina cea neapropiată, se grăbeau cu pași repezi și veseli, auzi? Pași veseli. Ce înseamnă pași veseli? Un copil care fuge în brațele maicii sale și e bucuros că a văzut-o. Acela e pasul vesel. Așa fugea Adam la Hristos, creatorul lui, fiindcă el nu mai văzuse probabil în rai, când era înger de mare sfat, dar nu știa cine. Că așa spune, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit Fiul și Duhul. Și de data aceasta nu mai era căzut, ci s-a ridicat. Uitați cum îi ia de mână și îi duce la rai. De ce lucrul acesta? Ca să se înțeleagă că venirea lui Hristos în lume nu e începutul Apocalipsei și nici sfârșitul ei, ci începutul mântuirii noastre și o nouă pregustare în raiul lui Dumnezeu. Un alt lucru frumos. Doamne, ai apus și cu tine a soarelui lumină. Făptura de cutremur cuprins a fost făcătora tuturor vestindu-te. Deci ce vă spuneam eu? Soarele s-a întunecat de pe cer din smerenie să ne dea nouă de pricepere că soarele Hristos care va fi pus în mormânt și a adormit pe cruce, a apus pe cruce, este mai strălucitor decât el afară. De fapt, ce este? Acolo se petrece o mare taină. Este cea mai interesantă din toate. Simeon Nou, teolog, ăsta avea multe în cap. Și când scria, îi pasiona pe toți. Noi am văzut vreodată o apocalipsă, când luna se interpune pe soare sau pământul se interpune pe soare și se face întuneric. De data aceasta era o apocalipsă spirituală. Soarele Hristos s-a pus peste soarele luminător. De unde și avea soarele lumina? Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Deci avea lumină de la Tatăl Luminii. Avea lumină de la Cel ce crease lumina. Avea lumină de Cel ce la care era, cum spune teologia lui Palama, izvorul mai presus de puterea gânditoare a luminii. Și ce a făcut Dumnezeu Tatăl? A pus palma pe soare să strălucească soarele dreptății. Hristos, soarele cel veșnic.
Stai tu, soare, un pic, că tu ai să pui de multe ori. Și când îl mai vedem pe soare făcând ascultare de dumnezeire? Când Iosua Navi, Iisus Navi, să bătea cu Moise și cu Amaleșiță, a ridicat mâinile sus și a stat soarele pe loc până s-a terminat lupta, ceasuri întregi. Pur și simplu s-a schimbat mișcarea soarelui și este consemnată de astronom. Deci până n-a terminat lupta, soarele a stat, a avut porunc la Dumnezeu, luminează poporul meu că trebuie să-i ucidă. Nu-i ucidea din mândrie și din slavă. Trebuia uciși că era poruncă divină. Era un popor care crea calea mântuirii și atunci trebuia să se întâmple lucrul acesta. Când a mai stat soarele și s-a supus umanității? Când Ezechia era bolnav, regele, și s-a întors cu fața la perete și s-a rugat, a stat soarele 3 ceasuri pe cer și a ascultat rugăciunea lui Dumnezeu. Deci nu s-a întunecat până rugăciunea lui Ezechia n-a fost ascultată. Citiți prin Scriptură, că e o carte faină. De ce vă spun lucrul acesta? De data aceasta soarele s-a spăimântat văzând pe cel ce l-a creat și și-a acoperit fața, așa se spune în prohod. Dar cine a acoperit fața? Creatorul. Cel ce l-a făcut. L-a întunecat pentru a pune în evidență pe soarele Hristos. Și spune acolo, făptura de cutremur cuprins a fost. Spune că s-a făcut cutremur mare și s-au despicat pietrele și atunci toți au tremurat și au strigat, cu adevărat acesta e Fiul lui Dumnezeu. Deci asta se întâmpla pe Golgota, la dealul Căpățânii, în timp ce Hristos își dăduse Duhul și s-a făcut întuneric pe fața pământului. Trebuie să înțelegeți lucrurile astea. A adormit Adam și din coasta lui și-a scos moarte. La prima părere, îți pare că e o erezie. Cum să scoată moarte dacă Eva e viață, înseamnă viață? Ea e mama vieții pe pământ, ea e moștenitoarea neamului omenesc, din ea se trag toate popoarele lumii. Ce fel de moarte? Moarte spirituală. Comunicarea cu diavolul, despărțirea de pomul binelui, apropierea de pomul binelui și răului și despărțirea de pomul vieții a făcut ca mintea să altereze și omul să nu mai gândească divin și să gândească uman. Și cum gândim noi umani? Las că nu postez, că mă îmbolnăvesc. Las că nu mă rog, că am timp mâine. Las că nu mă la biserică, că stână. Las că fac avort, că am timp să nasc alți copii. Las că am timp să mă despart, că voi mai mărita eu și altădată. Las că nu mai acum am timp să cred, că stânăr am trebuie să fac de cap. Asta e gândirea umană. Care e gândirea divină? Însetat e sufletul meu de tine, Doamne. Strigat am din suspinarea inimii mele. Cu glasul meu către Domnul am rugat, cu glasul meu către Domnul am strigat. Și l-am înălțat pe Domnul sub limba mea. Suișul i-a pus în inima sa din putere în putere. Spune, în dimineață am ucis pe toți păcătoșii pământului să nu stăpânească în cetatea Domnului cei ce lucrează fără de legea. Fica Babilonului ticăloasa, fericiți cei ce va lovi pruncii tăi de piatră. Oh, câte chestii frumoase! De ce vă spun lucrurile acestea? Ca să vedeți că moartea a fost prin gândire omenească, adică pervertire. Și pervertirea a venit din ce? Din 2 mari calități. Niciun om nu cade. Știți, noi avem o vorbă să spunem, lasă-l bă că e om slab, nu faci nimic din el. Nu sunt oameni slabi, toți au o greutate, toți au o coloană vertebrală, toți au un cap și picioare. Sunt oameni ușori, sunt oameni care noi spunem că n-au caracter, n-au conștiință. De aceea e grea mântuirea, pentru că nu avem conștiință. Omul ușuratec plutește pentru că n-are conștiință. Conștiința e greutatea lui Dumnezeu în om, care îi dă ce? Hristos, e piatra cea din capul unghiului. Când e Hristos în inima ta, nu poți să stai decât ancorat pe pământ. Când începi să plutești în valurile minții, ai 3 șanse. Etnobotanice, sinucidere și lepădare de credință, ateism. Aceea e lipsa de conștiință. Când ai conștiință, ai 3 rădăcini. Ulei de la Sfântul Maslu, anafură și aghiazmă și împărtășanie. Iată ce diferență simplă între 3 moduri de ușurătate și 3 moduri de greutate. De aceea, tu dormind acum cuvintea lui Dumnezeu, lumii izvorăși viață din coasta ta. Deci vezi, Hristos n-a murit pe cruce, a murit omenește, omul Hristos, Dumnezeu omul.
Aici s-au bătut sinoadele câteva sute de ani. A venit tare un cretin și a spus că Dumnezeu l-a creat pe Fiul ca o creatură superioară, că trebuia să-l ajute la creat cerul. Ei, e ceva inferior Tatălui, subordinea aceasta, ordinația. Adică Tatăl e primul, Fiul e după el, că e mai mic. S-au bătut sinoadele de a fost cu tremur în teologie. S-au scris tone de cărți cu pixul și cu pana, nu cu tipografia, 1000, 10.000, 100.000. Împăratul Constantin a prezidat sinodul respectiv și a fost de față. A venit alt sinod cu altă idee, că n-ar avea două firi și două voi, numai o fire și o voie. A mai venit alt sinod care trebuia să lupte împotriva altei nebunii, că n-a născut Maica Domnului pe Dumnezeu adevărat, ci pe Hristos l-a născut. E Hristotokos, nu-i Teotokos. Adică ceva mai mic, un fel de negare a existenței din veac a Fiului lui Dumnezeu din sânurile Tatălui deșertat în pântecele mamei. Și au fost dispute de nu s-a văzut om pe om. Dar Hristos a izvorât viață și a rămas viață veșnică pentru că este viață veșnică. El a fost cel ce a învins toate acestea și de aceea spunem că Hristologia Mântuitorului Iisus Hristos se axează pe un singur adevăr. Lumină este Tatăl, care ne-a dat puterea cunoașterii și a înțelegerii și a priceperii. Lumină este Fiul, care ne-a dat ce teologie? Teologia ridicării, teologia pocăinții și a îndumnezeirii. Și a venit Duhul Sfânt și ne-a dat și El trei teologii. Teologia iluminării, palama, luminează întunericul inimii mele. Teologia înălțării, toți sunteți fii și Dumnezeia celui prea înalt, și teologia mântuirii, care este de nu vă voi trimite pe voi, nu vă voi trimite la voi mângâietorul, veți rămâne orfani, dar de-l voi trimite pe el la voi, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Cum? Prin Fiul la Tatăl, ca și cum ai intra într-un bloc semidecomandat, dintr-o cameră altă. Trec prin Fiul să ajung la Tatăl, dar trebuie să-L văd pe Duh. Dacă nu-L văd pe Duh, nu știu unde-i Fiul. Și atunci, Mântuitorul, când a înviat din morți, vorbim mâine seară, că avem timp, de acum o săptămână, tot Paște, avem de vorbit. Ce a spus când s-a sculat din morți? Pace vouă, bucurați-vă, dar cel mai mult s-a adresat apostolilor, care era simbolul întregii omeniri, că pe ei a trimis în toată lumea. Luați Duh Sfânt, așa le-a spus. Nu umpleți traista cu bani sau cu mâncare sau cu haine sau cu lemne sau cu cărămizi sau cu ogoare sau cu țari sau cu vii sau cu vile. Luați Duh Sfânt. Atâta le-a cerut. Mergând învățați toate neamurile și botezați-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și mergând la ultima tropare frumoasă, alt îndemn, întins fiind pe lemn, cel ce ai spânzurat pământul pe ape, în pământ fără suflare acum cobori, care lucru nerăbdându-l pământul tremură. De aceea a fost cu tremur. Și de ce a fost cu tremur? Vă spun tot eu. Cu tremur a fost de două ori. Întâi s-a spăimântat pământul când și-a dat seama că în mormânt e Dumnezeu. Dar de unde a început cu tremurul? Din fundul iadului. Coborându-te-a într-o cele mai de jos ale pământului, și ai sfărâmat în cuietorile morții Hristoase și pe cei din ea de inviat. Cum să nu se cutremure pământul când sărea Lutul la o parte, cum spune Evanghelistul Matei și Ioan, și în Ierusalim apăreau frați și drepți mântuiți și s-arătau oamenilor. Cum ar fi acum să mergem pe curare la Eternitate sau la Buna Vestire sau la Petru și Pavel să găsești pe mamă, ta citim Psaltirea lângă cruce? Sigur că ai nebunii. Era o taină. Dar Hristos a făcut-o să demonstreze că învierea nu-i numai o taină personală a treimii, taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, ci o taină comunicată nouă. Așa veți fi, ca mine de veți vrea. Că eu vreau ca toți să fie una, toți să fie desăvârșiți, toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Deci de asta s-a cutremurat pământul. Și știți când s-a mai cutremurat pământul? Când îngerii au văzut mormântul gol și au început să vorbească despre Dumnezeu din cer, ei care stăteau unul la cap și unul la picioare, Evanghelia spune.
De ce stăteau doi îngeri? Unul era firea omenească și unul firea dumnezească. Unul vestea despre Hristos și spune, mergeți în Galileea și vă întâlniți cu El așa cum v-a spus și spuneți ucenicilor și lui Petru. Și unul ce a spus? S-a sculat, nu e aici, în lumina cea purea fiitoare. Păi ori în Galileea cu Petru, ori în lumina cea purea fiitoare. Păi ori în Emaus cu Luca și Cleopa, ori pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, toate umplându-le cel ce-i necuprins. Deci, vedeți? Asta e trupul slavii. Asta e nehmaton. Asta înseamnă trupul duhovnicesc. Deci, într-o putere, într-o slavă, într-o cinste, care poate fi oriunde. Aia e taina învierii. Și cu asta mă duc la ultimul tropar, la fel însemnat. Ce priveliște mare și grozavă se vede acum, căci al vieții dătător moare, moartea suferit, voind să dea viață tuturor. Ce v-am spus până adineauri? Deci El a murit să ne dea nouă viață, n-a murit că avea nevoie de moarte. Dar ce viață ne-a dat? Viață veșnică și celor din morminte viață dăruindu-le. Și ne-a dăruit nouă viață veșnică să ne închinăm Sfintei Lui învierii cele de a treia zi, să cântă la ecfonie, dar trebuie să fiți atenți. De ce v-am spus toate astea? Ca să înțelegeți că acest prohod nu e o baladă făcută de babe, păstrată în popor ca tradiție, vin mătușile și aduc un braț cu flori, au trecut pe sumasă și se duc acasă și s-a făcut de mâncat miel, cozonac și pește. Sau ce mai fac ele? Ci este un adevăr dogmatic pe care noi avem mărturia și obligația de a-l duce mai departe generațiilor ce vin. Noi trebuie să-l dăm obligat copiilor noștri, copiii noștri trebuie să-l dea copiilor lor, iar copiilor, copiii copiilor lor. Pentru că dacă noi nu-l dăm mai departe, nu biserica se pierde, ci lumea se pierde. Și în felul acesta vine Apocalipsa. Că așa spune, când va fi urăciunea pustirii în locul cel sfânt, de acolo începe și sfârșitul de la casa lui Dumnezeu. Batjocura de cele sfinte, batjocura de biserică, batjocura de cele șapte taine, batjocura de tainele pe care Hristos le-a vărsat lumii. Noi nu ne dăm seama, știi cum suntem? Ca niște flori într-un pahar peste care Dumnezeu a pus apa vieții. Dar și când nu vom face sămânță, vai de noi ce răspuns avem de dat. Trebuie, spune semănătorul, una să scoate 30, una 60 și una 90. Și aici ce frumos îi răspunde în Duh Fiul lui Dumnezeu Maicii sale. Nu mai plânge, Maică. Eu pe Adam și Eva, ca să-i slobod, sufer. Deci iată ce frumos arată dogmatica, cum Hristos își cunoaște sensul pentru care s-a dus să pătimească. Și ultima, cu oțet și fiere te-au adăpat, Doamne, gustarea veche s-o strici. Care era gustarea veche? Am să vă spun tot eu. În rai, când Adam și Eva și-au băgat nasul prin pomul oprit, ia la europenii măr, la alții rodie, la alții portocal, la alții nu știu ce. Pomul este smochin toată ziua. De ce cu frunze de smochin s-a îmbrăcat Adam în rai când s-a ascuns? Spune că a luat frunze din pom și și-a făcut înveliș și s-a ascuns. Deci asta e una. Smochina când e coaptă, e dulce, de-ți face gura pungă, deci este o dulceață negrăită, iar când e crudă, că el a mâncat pomul la vremea nepotrivită, fructul, îți face gura pungă de amară. Deci asta e gustarea cea veche ce o strică Hristos. Mâncarea Evei din prostie, dintr-un fruct măcar nefolositor. În rai erau tot felul de poame, din toate să mănânci, dar aici să nu-ți bagi nasul, nu s-a copt pentru tine. Când se coace, te chem eu. Era un pom oarecare, Inocențiu de Odessa. Dar atât de amar a fost acel gust al lui Adam, că Hristos n-a pregetat să guste aceeași gustare ca să simtă întru toate firea omenească. Că voi o să ziceți așa, dar ce treabă avea Hristos cu suferința lui Adam? Vă spun tot eu. Dacă n-ar fi pătimit suferințele primului om, și când vă spun primul om, trebuie să aveți în minte și două lucruri. Noi nu putem ști în ce mod l-a adormit Dumnezeu pe Adam când i-a luat coastă și a făcut-o pe femeie. Probabil că era vorba de o anestezie generală făcută prin cuvânt, nu cu adrenalină sau cu ce se face cu xilină. Dar în momentul când i-a luat coastă, locul ăla l-a durut pe Adam. De ce l-a durut?
că a fost os din oasele lui și carne din carnea lui. Nu era o coastă de vacă fiartă la răcituri aruncată în livadă și a luat-o Dumnezeu să facă femeie din ea, ci era o coastă cu viață, era o coastă cu sânge, era o coastă cu carne, pe care Dumnezeu a plămădit ca și ochii orbului, ca și mâna uscată, ca și femeia gârbovă, ca și muții și surzii și toți, și a făcut un om întreg, a făcut perechea lui Adam, că nu-i bine să fie omul singur pe pământ. Și coasta aceea l-a durut pe Adam după cădere toată viața lui, până la moarte, că știa că de acolo vine suferința. Și Hristos n-a putut să sufere știind că strămoșul lui să chinui de acea durere. Și a vrut-o la fel. La fel a adormit pe cruce, exact cum a fost adormit Adam de tatăl în rai și i s-a băgat sulița în coastă, numai că de data aceasta n-a curs femeia, a curs biserică, botez și împărtășanie. Pereții aceștia care îi vedeți voi pictați și stăm în ei, au curs din coasta lui Adam. Dacă n-ar fi credința ortodoxă, n-am avea biserici, am avea matinee, amfiteatre, săli de spectacol și discoteci. Dar pentru că avem credința ortodoxă, coasta lui Hristos curge aceste ziduri pictate în care ne rugăm. Biserica a curs, biserica cea vie. Și de aceea a dormit Hristos. Și acum spune frumos, altodată un Iosif te-a slujit în fugă, adică cel ce a dus în Egipt și l-a adus din Egipt, v-am spus, închipuiți-vă mereu când n-aveți gust de smerenie, partea feminină doar la un singur lucru. O fetiță de 14 ani cu un copil în brațe, pe un braț de fân, într-o iesle ploioasă și umedă. Pe lângă pampersul de azi și anestezist și moașă și doctor și figuri, nici nu iese bine ăla mic și are cărucior și butoane și pantofi și papuci. Hristos a stat în poalele Maicii Domnului, niște bulendre de in, cum era zona de acolo. Deci vedeți câtă diferență? Iar acum un alt Iosif te îngroapă. A vrut să pătimească și să trăiască fiecare clipă pământește. Nu s-a sustras Hristos nici de la plâns, nici de la râs, nici de la foame, nici de la sete, nici de la somn, nici de la neodihnă. Prin toate a trecut. Când se ruga noaptea în grădina măslinilor, apostolii dormea și a zis puțin neputincioșilor, n-ați putut priveghea o clipă, dar ei cădeau cu somn greu. De ce? Când se ia harul Dumnezeu, nu poți nici să deschizi psaltirea, da, păi să o citești. Când a flămânzit Hristos 40 de zile muntele Carantania, a flămânzit ca să ne demonstreze nouă că se poate posti cu mâncare, nu cu foame. Când a stat și a însetat Hristos și a vrut să bea de i-a dat samarineanca, n-a însetat că nu putea face cu degetul cruce să sară un izvoraș, să țâșnească apa, ci a vrut să simtă setea cum o simțim și noi când nu-L avem pe Dumnezeu. Setea de adevăr, setea de mântuire, nu setea de bere și șampanie și vin acru și dulce. De ce vă spun lucrurile astea? Hristos când a ajuns la Tatăl și l-a salutat și i-a spus misiunea îndeplinită, i-a pus pe tron. Firea noastră omenească, mântuită, curățită, izbăvită, sfințită, înălțată, ridicată, restaurată și a zis, Tată, asta nu mai doboară diavolul niciodată. De ce? Că în locul îngerului de văpaie, ușa raiului s-a deschis, iar de data aceasta heruvimul care păzește nu mai urmărește cine intră, urmărește cine n-are cruce. Cine n-are cruce nu-i cu